în anul 490 înainte de Hristos, aproximativ aici ar fi locul la Maraton unde ar fi debarcat flota persană. Atunci, un sat de pescari, astăzi o stațiune balneară foarte cunoscută. Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog cu tematică istorică. În episodul de astăzi vom începe să discutăm despre războaiele medice sau, mai simplu, cum numesc unii, războaiele dintre greci și perși. Pentru cei care mi-au urmărit canalul de mai multă vreme, în episoadele anterioare, după cum bine știți, am discutat despre începuturile Imperiului Macedonian, precum și despre reformele făcute de către Filip în domeniul armatei. Am asistat chiar și la prima bătălie importantă a fiului său, Alexandru, la Cheronea. Făcând o paralelă, și atunci când ridici o casă, ai nevoie de o fundație solidă. Ei bine, la fel și noi, pentru a consolida cunoștințele legate de Imperiul Macedonian, va trebui să mergem înapoi în timp câteva sute de ani, în timpul înfloririi civilizației grecești. Așadar, astăzi vom discuta despre prima mare bătălie dintre greci și perși, și anume bătălia de la Maraton, totodată și una dintre cele mai importante bătălii din istorie. Maraton, un nume care răsună până în zilele noastre. Și în vlogul de astăzi vom vedea împreună și de ce. Deși nu reflectă în mare măsură realitățile istorice, Hollywood-ul a recreat oarecum bătălia de la Maraton în filmul 300 Rise of an Empire, film pe care vi-l recomand să-l vedeți și voi. Doar că acolo actorul principal, Miltiade, cel căruia îi se datorează victoria grecilor, este înfățișat ca un tânăr, deși, în realitate, în momentul bătăliei de la Maraton, Miltiade avea undeva în jur de 60 de ani. Deși ar fi multe de zis, am să încerc să sintetizez totul cât mai scurt posibil. Ideea este că Imperiul Persan, în timpul lui Cirus cel Mare, s-a extins foarte, foarte mult, după care Darius a extins granițele Imperiului, ajungând până pe coasta Asiei Mici, unde erau câteva colonii grecești care au fost încorporate în Imperiul Persan. Ei bine, în jurul anilor 500 înainte de Hristos, se pornește o revoltă la care Atena împreună cu Eritrea participă ajutând cu trupe și nave orașele din Asia Mică să se revolte. Asta a fost văzută ca o insultă de către împăratul persan Darius I cel Mare, o insultă care nu putea scăpa nepedepsită. Astfel a fost creată premisa începerii războaielor dintre greci și perși. Acestea fiind spuse, eu vă doresc vizionare plăcută. Aici, pe drumul dinspre Atena, spre Maraton, putem observa vegetație, o grămadă de vegetație arsă, o grămadă de copaci arși. Și în partea dreaptă se văd copaci arși. Da, se știe că în ultimii ani, pe teritoriul Greciei, au fost niște incendii de vegetație cumplite. Inclusiv anul ăsta a fost incendii foarte puternice, la care și autoritățile române au ajutat. Și uitați, aici se văd foarte bine. Se văd foarte bine urmările incendiilor. Da, deci de acum vreo 30 de kilometri deja, chiar de pe autostradă, am observat aceste rămășițe ale copacilor arși. Ba chiar copacii care mărgineau autostrada erau arși, deci ne putem imagina ce mult s-a extins focul. Deci în momentul de față noi coborâm spre
maraton dinspre zona Atenei. Ei bine, ce voiam să vă zicem, alergătorul Fidipide a fost nevoit, după victoria de la maraton, să alerge până în Atena pe acest drum, care, după cum se poate vedea, dinspre Atena noi coborâm. Dar în momentul în care el a trebuit să meargă dinspre maraton spre Atena, un drum de aproximativ 40 de kilometri, a fost forțat, de fapt a fost forțat, a trebuit să urce. Forțat de împrejurări, pentru da. Că de această alergătură, de această cursă a lui, depindea siguranța cetății. Exact, pentru că flota persană se apropia de oraș. Și dacă ar fi ajuns înaintea lui, cei din interiorul cetății, care erau destul de puțini deja, erau apărătorii cetății, erau deja oamenii mai în vârstă sau lăsați la vatră, ar fi, dacă ei ar fi văzut apropiindu-se flota persană, ar fi crezut, bineînțeles, că perșii au câștigat și ar fi capitulat mult mai ușor cetatea. Dar astfel, datorită cursei nebune, să spunem așa, făcute de Fidipide, a reușit să salveze cetatea, pentru că i-a anunțat pe cei din interiorul cetății că să vă arătăm un pic și, scuze că te întrerup, să vă arătăm un pic și drumul. Da, serpentina. Opa. Ce faci? Eroare tehnică. A anunțat că armata este pe drum și va veni în ajutorul cetății și să apere cetatea până veneau ei. Strigând. Nike, Nike! Care înseamnă victorie. Și de aici brandul Nike, dar este un brand foarte americanizat, ca uitați să zic așa. Ce fain se vede în gol. Și dai în jos un pic. Și noi urmează să trecem peste podul ăsta. Uitați. Stai să fac harta mare. Deci noi acum ne aflăm aici în zona Aticii. Ne îndreptăm spre maraton. A, este ceva râuleț sau ce e acolo, lac? Da, e ceva lac, văd că. Da, e ceva lac. Și podul ăsta trece peste lac. Da, foarte frumos semaforizat. Frumos. E exact atâta de strâm cât se încapă o mașină, dar vă arătăm imediat. Și haideți să vedem cum arată drumul pe aici. E interesant, e foarte interesant să conduc. Acum nu știu cât surprinde camera telefonului, dar e foarte strâmt. E foarte strâmt, da. Foarte strâmb și foarte fain în același timp să merg pe aici. Da, da. Na, cam asta a fost. Acum pe aici, da, Maratonas. Expediția ratată din anul 492 înainte de Hristos, Darius a întreprins o nouă expediție de pedepsire, un nou război împotriva grecilor. Aici, în momentul de față, se află un monument care atestă o mare victorie, și anume victoria grecilor, mai cu precădere a atenienilor, împotriva perșilor. Dragi prieteni, ne aflăm la Maraton, locul bătăliei din primul război dintre perși și greci.
având în vedere faptul că Atena era o democrație, inclusiv la conducerea armatei, generalii veneau prin rotație. Însă Miltiade, un aristocrat grec, care cunoștea obiceiurile și tacticile perșilor, a propus o nouă tactică. Flota persană a debarcat aici pe plajele de la Maraton, în imediata învecinătate a acestui monument, și acest Miltiade a propus o nouă tactică. Știa că puterea cea mai importantă a perșilor consta în arcașii lor, astfel încât el a propus o nouă tactică de luptă. Și-a instalat tabăra după ce persanii au debarcat flota lor, și-a instalat tabăra în vecinătatea taberei persanilor, astfel încât să nu le dea acestora șansa să facă prima mișcare. De știind faptul că persanii erau foarte buni pe lupta la distanță, dar erau foarte slabi, sau în fine, erau mai slabi la lupta corp la corp, și-a creat o nouă tactică, și anume, ei, luptătorii, trebuiau să treacă sub tirul săgeților. Asta însemna că trebuiau să alerge undeva la 200 de metri și ar fi intrat în lupta corp la corp. Astfel, atenienii, având o constituție fizică atletică și participând la niște jocuri sportive prin care trebuiau să alerge pe o distanță cu scutul lor hiplos. Hoplon. Așa, asta nu știam. El a propus felul următor. S-au trezit dimineața, în dimineața bătăliei, fără trâmbițe, fără mare zarvă, din gură în gură au dat semnalele, s-au pregătit rapid, au mâncat ceva și s-au aliniat în poziție de atac. În momentul în care liniile erau pregătite, ei au alergat 200 de metri cu peste 35 de kilograme de fier, de piele groasă pe ei și pe urmă s-au izbit, să zic așa, de linia persană și au reușit să-i bată în bătălia aceasta pentru că erau foarte buni în bătălia de corp la corp, ca să spun așa. Și la an după victoria de la Maraton, atenienii s-au decis să construiască acest monument în cinstea victorii lor. Bineînțeles, monumentul original se consideră că ar fi fost în zona aceasta, dar, bineînțeles, au trecut peste 2000 de ani, 2400 de ani, 2500 de ani, și rămășițele ei se găsesc la muzeul din acest oraș, din orașul Maraton, acesta fiind o reconstituire din marmură. În anul 490 înainte de Hristos, aproximativ aici ar fi locul la Maraton unde ar fi debarcat flota persană. Atunci, un sat de pescari, astăzi o stațiune balneară foarte cunoscută. De unde numele Maraton? Numele locului. Localnicii din acea vreme numeau acest loc Maraton, adică câmpul cu mărar sălbatic. De aici numele de Maraton. Ei bine, undeva mai sus a avut loc bătălia de la Maraton, în care, așa cum spunea și Ildi acolo la monument, atenienii conduși de Miltiade, în număr de aproximativ 10.000, având aproximativ 2.000 de aliați din Platea, contra unui număr, Herodot spune că ar fi fost un număr de 100.000 de perși, ceea ce e improbabil, cifrele reale ar fi undeva la vreo 30.000. Oricum, raportul era de aproximativ 3 la 1.
Deci unul mult mai mare. Ceea ce înseamnă o superioritate numerică, clară, a persanilor. Însă a tu, atenienilor, în lupta corp la corp, era faptul că era una dintre cele mai bine pregătite armate la vremea respectivă. Totodată acest Miltiade, acest general, a adus, cum ar veni, floarea tinereții pe câmpul de luptă, adică cei mai tineri și cei mai în putere războinici. Gândiți-vă că ei trebuia să alerge undeva la aproximativ 200 de metri, să vină în contact cu armata persană și să aibă și energie, să lupte, să-și țină hoplites, scutul lor greu și sulisele, lancele lor, să intre în formații de luptă. Efectiv, i-au împins pe persani. Persanii aveau doar acele scuturi rectangulare, în formă de nuiele împletite, cu anumite piei. Deci erau clar inferioare față de scuturile grecești. Ei bine, aici au reușit o victorie impresionantă și au împins pe perși înapoi pe corăbile lor. Dar generalul persan, vrând oarecum să profite de această confuzie, a pornit cu flota lor spre portul Pireu. Spre portul Pireu din Atena, mizând pe elementul surpriză, crezând că atunci când atenienii vor vedea flota persană, vor crede că tinerii lor războinici au murit și astfel vor capitula. Însă Miltiade l-a chemat pe Fidipide, celebrul alergător grec, care și acesta, luptând cod la cod alături de camarazii lui aici la maraton, i-a poruncit să alerge până la Atena, și de aici sunt aproximativ 40 de kilometri până la Atena. Pe un teren destul de dificil. Pe un teren dificil, așa cum ați văzut, în care în mare parte e cu urcușuri. I-a și câteva ore a ajuns. Exact, în aproximativ câteva ore a străbătut această distanță, strigând doar Nike, Nike. Adică victorie, victorie, după care s-a prăbușit la pământ, epuizat de atâta efort. De acolo, de aici, de la numele Maraton și de la efortul acestui erou, ca să spunem așa, sau derivă și jocurile olimpice din ziua de astăzi, care sunt organizate odată la 4 ani. Și atleții trebuie să alerge tot așa 40 de kilometri ca să câștige. Nu știu exact care e distanța, da, dar știu la că fel, se numește 40 de maraton. Kilometri. Deci de aici și numele de maraton. Ei bine, având acest apus de lună... Răsărit de lună. Răsărit, da. Deci astăzi, ca o mică paranteză, astăzi nu degeaba am ales să facem noaptea maratonul, pentru că de azi dimineață suntem pe drumuri, am făcut noi înșine un maraton. Da. Acum așa este că... timpul să ne căutăm o cazare, exact, să mâncăm ceva și să ne pregătim pentru ziua de mâine, care ne aduce alte aventuri. Așa că de aici, de pe plaja de la Maraton, eu, Claudiu. Și eu, Ildico, vă salutăm. Și sperăm că v-a plăcut și acest mic episod. Așa că până data viitoare, noi vă spunem la revedere!